Ansamblul folcloric Oroneșo din Deci organizează vineri cea de-a 12-a ediție a Festivalului de Cântec și Joc. La acest festival vor participa ansambluri din Cluj, Gherla Huedin, Sic, Unguraș, Uriu, Bistița și Deci. Dejenii sunt invitați cu această ocazie cu micul mare în centrul orașului pentru a asista la un spectacol inedit pus în scenă de membrii ansamblului Oroneșo și invitații lor. Festivalul se va desfășura vineri de la ora 16 în piața Bobâlna. Mai multe detalii primim de la Deja Otila, organizator. E a 12-a ediție a festivalului de clasă populară, organizat de Oroneșo Dej, și vor veni ansambluri din Huedin, două din Cluj, una din Gherla, una din Sic, una din Unguraș, una din Uriu și posibil una din Bistrița. Și o să danseze de genii Oroneșo, de la mici, de la clasele a 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a, până la ăștia mai mari. Un joc de șură, cum se numește, la Dacia. O cină și un joc de șură cu toți copiii ansamblurilor folclorice. Cât timp va dura spectacolul? De la 4 până pe la vreo 6 jumate și cel mult 7, fără un sfert. Din nou, ansamblul cu câte 15 minute. Din experiența anilor trecuți în care ați organizat astfel de evenimente, cum credeți că vor reacționa dejenii? Vor veni în număr mare? Vor veni mare, după părerea mea, au fost și anul trecut. Deci vor veni în jur de vreo 3-400, 200-300. Vă dați seama că eu pun peste 40 de copii mici, de la clasele a 1-a până la 4-a. Atunci vor veni și părinții și cunoștințele.